Un rezultat bun. E un rezultat bun. Puteam în finalul meciului să facem un rezultat și mai bun. Mai departe, într-adevăr, n-am, să spunem așa, n-am avut posesie, da. Ceea ce eu mi-aș fi dorit să avem posesie, dar pe de altă parte am punctat la capitolul ocazii, am punctat la capitolul șuturi pe poartă mai bine decât adversarii noștri. Ceea ce, și am întâlnit o echipă foarte, foarte puternică din punct de vedere fizic și nu numai. Da. Spunea domnul Munteanu că a văzut o echipă în adevăratul sens al cuvântului și vreau să te întreb și pe tine, ai simțit și tu acest lucru, că jucătorii s-au completat bine? Nu, a fost o atitudine foarte, foarte bună din partea jucătorilor. Asta înseamnă că Adrian a știut sau știe să-i monteze, să-i motiveze și să știe ce să le spună, astfel încât să jucătorii să fie bine pregătiți din punctul ăsta de vedere. Mai departe, așteptăm rezultate și mai bune decât asta. Ai face vreo schimbare în primul 11? Da, asta o să fac antrenorul Adrian Mutu. Eu sunt doar chibit. Da, s-a vorbit foarte mult despre acea greșeală de la gola lui Ciobotariu, însă Adi Mutu l-a apărat și domnul Munteanu spune că nu poți să acuzi un jucător pentru o singură greșeală într-un meci. Tu cum vezi acea situație? Se întâmplă oricât ai, adică există sintagma asta printre în presă sau cum că am lucrat sau sunt unele declarații cum că se lucrează la fazele fixe și apoi am luat gol din fază fixă. La fază fixă este 50-50%. Nu știi niciodată, nu există, adică mie mi-e foarte greu să cred că pot să lucrez o fază fixă dacă este un băiat de la care are 91-90 și ceva și prinde și timingul bun, sare și înaintea ta și executantul bate în zona care e foarte greu să-l oprești. Adică pur și simplu nu este neapărat o greșeală. Pur și simplu adversarul lui a fost mai bun în momentul ăla decât el la faza respectivă. Punct. Sunteți de acord, domnule Munteanu, ce spune Răzvan? Absolut, absolut. Și faptul că noi filozofăm, fazele fixe se antrenează. E o prostie. E vorba de atenție. Da, eu am zis să fiu mai calm așa, să nu spun că prostie. Fazele fixe nu se antrenează. Sigur. Fazele fixe antrenează decât executantul care încearcă să bată într-o anumită zonă și ceilalți din care o să se miște și să facă, să-și creeze loc unul pentru celălalt, astfel încât să pierdă marcajul. Deci care pe care în care, cu alte cuvinte. Exact. Cam asta e tot la fazele fixe și Dorin știe mai bine ca mine că e antrenor. Da. Am înțeles. Răzvan, ce pretenții ai de la partida cu Ungaria și ultima întrebare pe tine, după aceea trecem la senior. Pretenții. Așteptări. Hai să spunem așteptări, să nu sune așa. Eu sunt suporter și îmi doresc ca echipa națională de tineret, ca și cea mare, să aibă rezultate. Mai departe, vom vedea ce se va întâmpla. Dacă vor fi schimbări în echipă, dacă nu, să fie aceeași atitudine, să fie la fel de montat cum au fost cu Olanda. Deci nu am decât lucruri, spun, pozitive de așteptat de la... Deci trei puncte. Da. Asta îmi doresc. Mai departe depinde de ei. Da, crezi că va fi greu, poate să se ducă lotul într-o direcție de satisfacție pentru că au scos o remiză cu echipă superioară valoric Olanda și să se relaxeze? Un meci nu înseamnă nimic fără celelalte. Obiectivul lor este să iasă din grupă mai departe față de, nu știu, probabil că au un obiectiv poate și mai, nu știu, o semifinală sau mai a știu, și ce spus, Adi Mutu a spus clar că este un obiectiv intermediar ieșirea din grupe și că își dorește... Bun, asta și-au fixat ei, cu siguranță țintesc cât mai sus. Mai departe, încă o dată, un 1-1 cu Olanda nu înseamnă nimic
fără celelalte rezultate pozitive din celelalte meciuri. E adevărat. Bun, Răzvan, zi-mi cum ți se pare partida națională de seniori cu Macedonia de Nord din această seară? Cum mi se pare? Nu mi se pare o partidă deloc simplă. Macedonia de Nord, până una alta, e o echipă care va juca la Europeanul din acest an și culmea o să fie și în România, adică o să fie Gazul, o să fie Bucureștiul pentru ei. Noi nu suntem acolo și asta cred că spune ceva despre faptul că nu ne va fi ușor deloc în seara asta. Ar trebui Mirel Rădoi, mă rog, stafful lui Rădoi, să înceapă cu un sistem. Întreb domnul Mutanaiz că discută prea mult de sistem. Asta de ce aș crede cu 3 sau 4 pe fund. Nu e cazul. Nu știu. Mi-e greu să cred. Mi-e greu să-mi expun părerea pentru că nu prea am eu așa. Nu sunt talentat la antrenor. Așa că de asta e mai puțin important. Părerile poate pot să fie unele sau altele, da? Fiecare își poate da cu părerea să spună că jucăm cu Macedonia, trebuie să atacăm și putem să jucăm cu 3 fundași centrali, având 2 jucători pe benzi care ar trebui să funcționeze ca și extreme, să spunem așa. Uite că se pricepe. Teoriile sunt multe. Auzi, și domnul Mutare zice că te pricepi. Da, nu, mă refer, teoriile pot fi multe. Da, înțeleg ce zici. Ca să zic așa, dar cred că selecționerul e cel mai în măsură, cel care este exact și responsabil de ceea ce se întâmplă și știe cel mai bine cum va aborda fiecare meci are istoria sa și cu siguranță el este cel mai în măsură să aleagă. Mai departe, dacă alegerea lui se dovedește a fi una bună sau rea, o va demonstra rezultatul. Bun, Răzvan, ultima întrebare. Din punctul tău de vedere, câte puncte trebuie să scoatem din această triplă cu Macedonia Germană? Multe. Da, lumea vorbește de 6 puncte. Maximum, trebuie să scoatem maxim cu echipele cu care ne-am propus într-adevăr să scoatem maximum de puncte și apoi să scoatem cât mai mult dintr-un meci cu Germania care practic, fiind realiști, nu poate nu sperăm să câștigăm, dar sperăm măcar la un rezultat de egalitate, deși orice se poate întâmpla. Mai departe, încă o dată, nu cred că Germania are nevoie de prezentare ca și echipă, ca și componenți ai lotului. Nu cred că mai e cazul să vorbim. Sunt numai 7 jucători de la Bayern care, să zic așa, se cam distrează cam cu toată lumea prin Champions League și prin campionat. Așa că, să fim realiști, nu știu dacă sperăm să câștigăm, dar Nu ascund faptul că eu îmi doresc un rezultat pozitiv și acel rezultat ar fi un rezultat de calitate. Eu îl consider un rezultat foarte bun.